După ce s-a hotărât reluarea ligii întâi pe data de 15 iunie, cu o serie de restricții impuse de autorități, reprezentanții ligii profesioniste de fotbal cer ministerului Tineretului și Sportului renunțarea la o serie de interdicții. Printre altele, oficialii fotbalului românesc nu își doresc fotbal în România cu tribunele goale. Aceștia au trimis un memoriu guvernanților, prin care cer accesul publicului pe stadioane, evident cu păstrarea normelor de distanțare socială și cu protecție. Aceasta ar presupune un număr mai mic de spectatori.